Doamnelor și domnilor, bună seara și bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Pulsul Zilei. Iată că am ajuns și la finele acestei sesiuni parlamentare, o sesiune în care putem spune că am avut de toate. De la plimbări între fracțiuni până la mixtul rușinos, care tare multe semne de întrebare ne ridică. În realitate, totul nu a fost decât un joc de-a politica, unde Barosanul cel Mare și-a scos investiția. De ce spun asta? Pentru că tot mai multe legi dubioase au apărut și din cauza lor, deciziile bune, precum declarația de retragere a trupelor ruse din Transnistria sau declararea lui Rogozin, persoana non grata, sunt umbrite. Ei bine, această sesiune a fost una din cele mai rușinoase. Am ajuns să asistăm la greșeli impardonabile și zămislite în afara intereselor pentru poporul Republicii Moldova. S-a mimat opoziția. Mă refer la PSRM, care a știut să joace bine cartea. Ei, de fapt, se pregătesc de alegerile parlamentare din 2018. În acest joc, Dodon a devenit un pion pentru a satisface poftele cui nu este lene. Dialogul cu partenerii externi a fost mimat, oponenții vor fi lipsiți de șansa de a replica odată instaurat acest regim. Nu a existat consensul larg în societate, nu s-a discutat cu societatea civilă, mă refer la votul mixt aici. Asta pentru că, spre sfârșitul sesiunii, am asistat la funeraliile democrației moldovenești. Guvernarea nu este capabilă să soluționeze problemele vitale ale cetățenilor. S-au jucat cu uninominalul, apoi cu mixtul, ambele proiecte au carențe serioase. Au fost încălcate toate procedurile de legiferare. În guvern, după reformă, au rămas doar miniștrii comuzi. Agenția Servicii Publice comasată din mai multe instituții nu respectă legile elementare. Realegerea membrilor CSM are același reguli de joc. Reforma de descentralizare a fost uitată. Politica financiar-fiscală la fel. O problemă majoră este controlul parlamentar. Planul de măsuri privind implementarea serviciilor publice așa și nu a fost realizat. Până în prezent, Autoritatea Națională de Integritate nu este funcțională. Și astfel, Parlamentul nu își onorează responsabilitățile de a activa în rândul cetățenilor. Concluziile unui mai bine de sfert de secol de singurătate a Republicii Moldova sunt mai mult triste. Ultimele evenimente de pe acest pământ demonstrează că istoria zbuciumată a țării după aproape 26 de ani continuă să balanceze dintr-o extremă în alta. În urma acestor turbulențe, cel mai mult au de suferit cetățenii, care, dezamăgiți de clasa politică oligarhizată și coruptă, continuă să plece din țară. Republica Moldova nu învață din lecțiile istoriei, ci calcă în alte gropi care duc la crize de proporții. Cu toate acestea, Republica Moldova rămâne un stat cu o diversitate mare de peste 25 de etnii, cu o natură frumoasă și neafectată de industrii, cu cetățile și mănăstirile medievale și, nu în ultimul rând, cu oameni frumoși și deschiși la suflet. Ce va urma? Se pare că acum puțini analiști sau chiar prezicători ar putea spune cum va fi viitorul țării. Cert este că istoria nu se oprește aici, iar moldovenii încă mai speră că va veni o zi când se vor mândri cu mica lor țară și vor trăi uniți într-o Românie mare. Doamnelor și domnilor, sunt Corina Bezer și în numele echipei Noroc TV vă mulțumesc pentru atenție. Eu vă dau întâlnire săptămâna viitoare, unde vă aștept de luni până vineri la o nouă ediție a emisiunii Pulsul Zilei. Nu ezitați să ne urmăriți și online, dând like paginii noastre de Facebook. Toate bune și o seară frumoasă să aveți!